Sunt Ioana Răduca, jurnalist. Am cea mai frumoasă meserie din lume. Dar nu e despre mine azi, ci despre noi. Adică despre tine, cel care ai dreptul să știi, și despre mine, cel care am obligația să-ți aduc informația corectă. E despre noi doi, pentru că azi e Ziua Mondială a Libertății Presei. O zi mai importantă pentru ONU decât pentru noi aici în România, unde jurnaliștii riscă să se transforme din dulăi de pază în simpatice animale de companie. Asta e ceea ce dezbatem în această seară. Care mai e puterea presei? Dezbatem, adică eu și omul care a inventat cel mai bine păstrat secret din media. Salariul Andrei Esca. Dar nu de asta e alături de mine în această seară, ci pentru că într-o perioadă în care cei mai mulți cântă prohodul presei, el se încăpățânează să mai scrie un capitol. Adrian Sârbu. Sau mogulul Adrian Sârbu. Care e exprimarea corectă? Mogulul alb. Mogulul așa alb. Îmi spun ăștia. Poți să te întrerup un pic? Da, bineînțeles. Dă-mi și mie prompterul de la început. Aoleu, o să-l citiți mai bine decât mine. Sunt Ioana Răduca, jurnalist. Am cea mai frumoasă meserie din lume. Dar nu despre mine e vorba azi, ci despre noi. Adică despre tine, cel care ai dreptul să știi, și despre mine, cel care am obligația să-ți aduc informația corectă. E despre noi doi, pentru că astăzi e Ziua Mondială a Libertății Presei. Ca să începem. Mogulul Adrian Sârbu, spuneam, și a spus Mogulul alb. Mogulul alb. Când Traian Băsescu a pus eticheta asta, v-a flatat, v-a onorat, v-a jignit? Nu mi-a pus-o mie. Nu. Cred că i-a pus-o lui... De Voiculescu era vorba. De Vântul. Noi eram în țară, conduceam o companie privată, o companie publică americană în care era integrat și ProTV-ul și nu eram foarte conectat cu dezbaterile dintre Voiculescu și Băsescu, care începuseră în 2004, cum s-au împrietenit, s-au și urât. Și de atunci a început activitatea lui Băsescu în presă. Sper că nu vorbim despre Băsescu azi. Nu știu, mai vedem. Până una alta, vreau să știu dacă la acest moment, 2021, sunt totuși 30 de ani în care presa din România a trecut prin foarte multe etape. Pe unele dintre ele, așa cum spuneam și mai devreme, le-ați construit. Dacă ar fi să răspundeți cu da sau nu în momentul acesta, presa e liberă? Presa e liberă. Are putere? Presa are atâta putere cât vrea să aibă. Și dacă România e liberă astăzi și democratică, e datorită presei. E un statement puțin poate prea solemn, dar e o realitate naturală, e o realitate a fiecărei zile. Dar sunt mulți care vă contrazic, care spun că presa este în genunchi, în cel mai prost moment al ei. Cu ce-i contrazic? Eu când vorbesc de presă, nu vorbesc de o, să spunem, comunitate care trăiește o stare de anxietate. Eu trăiesc despre acea parte a comunității care trăiește cu încredere în ea însăși. Da? Și vorbesc de realitatea zilei de astăzi. Da? Presa, așa cum știm cu toții atunci când avem nevoie, e bună atunci când ai nevoie de ea. Prin urmare, dacă politicianul vine și îți spune am nevoie să mă ajuți, mai ales că sunt în opoziție, dacă omul de business vine și spune am nevoie să mă ajuți, mai ales că am nevoie să mă ajuți, înseamnă că presa e puternică. Și dacă, mult mai important, dacă eu ca jurnalist cred în mine și cred că ceea ce fac are un rezultat, eu zic că presa e puternică. Dacă presa își are locul real în câmpul puterii, ăsta e un alt subiect, pentru că noi suntem la sfârșitul unui, să zicem, ciclu de evoluție a democrației, în care un număr de oameni din această țară, în niște funcții, au încercat să preia funcția presei. Să-și o subordoneze, să o directiveze, da? Și la final să obțină efectele pe care și le-au vrut ei. Și anume, să dicteze în țara asta opinie, să dicteze în țara asta tot ceea ce înseamnă, până la urmă,
să zicem, libertate. Nu s-a putut și nu se poate. Ați pus, să-i spunem, presiune și pe umerii jurnalistului. Își ia el până la urmă câtă libertate dorește. Dar credeți că e o utopie sau e posibilă povestea asta într-un climat în care cei mai mulți dintre ziariști spun că mai bine părăsesc presa pentru că cei mai mulți dintre patronii de media nu sunt niște oameni cu care se poartă un dialog, care pun la rândul lor foarte multă presiune care nu vine dintr-un interes jurnalistic de cele mai multe ori? Eu nu sunt un patron de media, Ioana. Eu sunt, vis-a-vis de colegii mei, de voi, eu sunt angajatul vostru. Eu sunt de meseria voastră pe care o fac cinema de la 9 ani, jurnalism scris de la 15 ani, radio de la 18 ani. Deci nu cred că e ceva în media pe care nu l-am făcut până în 90 și ăsta e și motivul pentru care mi-a fost foarte ușor să încep companiile pe care le-am început, proiectele pe care le-am început în 90. Apropo de 90, de fapt de 89, de multe ori mă gândesc că cea mai mare bucurie și cel mai mare câștig pentru mine pe care mi l-a oferit Revoluția a fost faptul, nu în primul rând că am devenit odată cu toți românii liberi, ci faptul că am fost liber să-mi exercit meseria, pe care nu mi-o exercitam liber până atunci. Ei, la întrebarea dacă jurnalistul este liber astăzi, el este exact atât de liber cât vrea să fie. Și este exact atât de puternic cât el e capabil să fie în relația cu subiectul lui, pentru că în ceea ce ne privește, în relația cu instituția din care face parte, vorbim de jurnaliștii actualmente în Alef, el este definitiv liber, dar și responsabil. Depinde de tine cât reușești să stai în picioare. Da, aș vrea să ne uităm împreună pe rezultatele unui chestionar online pe care noi l-am ridicat pe site-urile Alef News, Mediafax și Ziarul Financiar și care are niște rezultate surprinzătoare pentru mine pe aici, pe acolo. Aș vrea să ne oprim un pic la întrebarea cine credeți că ar trebui să se asigure că presa e puternică și stabilă din punct de vedere economic. 34% dintre cei care au răspuns spun că proprietarii de media. Cum vedeți răspunsul ăsta? Eu am spus, nu sunt un proprietar de media, dar hai să considerăm, chiar dacă am fost, nu mă consider un proprietar de media. Eu aș consolida această cifră cu cealaltă în care se spune că la fel de mult jurnaliștii, 24%, ar trebui să asigure că presa e puternică și stabilă din punct de vedere economic. Un proprietar de media este inefectiv atâta timp cât jurnaliștii nu sunt stakeholderii unei companii, unei instituții de media, nu sunt parte. Da? Faptul că cei peste 3.000, cred că au fost peste 3.000 de intervievați timp de o zi pe site-urile noastre, care sunt ca și un grup, sunt ceea ce noi numim smart, adică un grup de oameni educați și suficienți material. Faptul că ei gândesc că proprietarii de media trebuie să asigure stabilitatea economică a presei e un gând onorant, da? Și angajant și e în același timp faptul, recunoașterea faptului că nu poate să existe media decât media care se bazează pe antreprenori, evident privați, și pe jurnaliști. Cum spuneam, dacă consolidăm, dacă adunăm 34 cu 24, aproape 60% dintre cei care au fost întrebați spun, domne, media e puternică dacă oamenii din media cred și fac tot posibilul ca ea să fie puternică. Păi, apropo de asta, cum arată o zi din viața lui Adrian Sârbu, care trebuie să se asigure că colegii lui, oamenii care lucrează, rămân pe picioarele lor și sunt puternici, suficient de puternici, încât să-și facă meseria? Până acum câțiva ani, mă trezeam cu vreo
5-6 mii de colegi și familiile lor, da? Mâncam, mă spălam pe dinți, plecam la ceea ce unii numesc muncă, eu consider că nu e muncă. Acum suntem doar în operațiunea de media undeva către 5-600, da? Și evident că nu e o diferență. Pentru că dacă m-aș trezi cu unul sau cu 500, pentru mine n-a fost o diferență nici când au fost 5.000, da? Ceea ce face diferența între viața mea și a lor și altora este că eu mă scol cu toate gândurile, cu toate aspirațiile și cu toate, să spunem, nevoile lor și în același timp trebuie să mă scol și cu atâta energie pe care să o împart cu ei, să-i încurajez, să-i conving că sunt o comunitate care este binecuvântată și care are obligația și care are răspunderea și care are norocul că se poate, poate reprezenta pe orice om care e cititorul lor, spectatorul sau ascultătorul și că un mic detaliu, da, e cu atât mai respectată cu cât face în numele celor care îi privesc, face ceea ce cei care îi privesc ar fi vrut, dar nu pot. Trăim prin procură în fiecare zi, adevărat. Da. Și practic asta e ziua mea de aproape 30 de ani, după care am o listă foarte lungă care începe cu ce îi plătesc pe oameni astăzi, care continuă cu cum îi ajut să facă cel mai spectaculos, cel mai puternic conținut, da? Cum reușesc să-i țin împreună, da? Cum reușesc să-i fac din această, să își unească energiile, să le fuzioneze și să creeze puterea unei instituții de presă, pentru că noi despre asta vorbim când vorbim presă, vorbim de relația dintre instituțiile de presă și putere, nu vorbim despre presa, așa numitul jurnalist cetățenesc, pe care fiecare îl face cum vrea pentru el, pe Facebook, pe Instagram, pe ce vrei tu, pe site-uri, pe bloguri, ci vorbim de o presă care există pentru cel care o citește. Sau pentru cel, să nu mai folosim neapărat citește, pentru cel care o urmărește. Da? Pentru că aici avem situația, te rog. Era o curiozitate acum ascultându-vă, nu pot să nu mă întreb cum faci într-o perioadă în care toată lumea care are un smartphone în mână se consideră mega jurnalist, nu jurnalist, când ai atât de mult conținut la un click distanță, să reușești să construiești un proiect de presă pe ideea asta de social television. Că mulți spun că trebuie să fii ușor nebun să faci asta. Păi asta sunt, de viață. Și mă mândresc cu asta. Cel care are un smartphone este și el, la fel de bine poate să spune că e jurnalist, reporter, corespondent, proprietar de instituție media, pentru că el cu smartphone-ul sunt o instituție media. Cu un mic detaliu. În general, el vorbește pentru el. Noi nu vorbim pentru noi și când spun nu vorbim, nu ne exprimăm. Vocea noastră este sumumul aspirațiilor, gândurilor și vocilor celor care trăiesc cu noi, care ne urmăresc, care sunt spectatorii noștri, cititorii noștri, ascultătorii noștri. Ar putea să fie ridicat contraargumentul, domne, am un canal de YouTube cu foarte mulți urmăritori sau am un succes nebun pe Instagram. Oamenii care mă urmăresc și care îmi trimit mesaje constant sunt publicul meu și eu în numele publicului respectiv vorbesc. Nu stă în picioare. Ba da, și în momentul acela el a devenit o instituție de presă și este onest să-l considerăm. Mă întrebai ce e aia social television. La vedere e televiziune, la prima vedere. Oricum, în acest moment, Alefu este doar la începuturile exprimării lui, deci
Nu mi-e foarte dificil, mi-e incomod să-ți povestesc ce va fi sau povestindu-ți ție, povestim și spectatorilor. Dar social television înseamnă, de fapt, fuziunea dintre media tradițională, al cărei vârf este televiziunea, și o comunitate socială. Noi aspirăm, odată cu Alefu, să creăm o comunitate a spectatorilor și mai mult decât a spectatorilor, a membrilor acestei comunități, o comunitate a publicului pe care noi îl țintim și pe care îl numim smart, și o comunitate cu care să trăim. Paradoxal, televiziunea care aspiră la totală distribuție, total rich, audiență uriașă, da, pare într-un anumit conflict și este cu ceea ce numim social media, care e un grup limitat. Deci noi vom face social television pentru 500.000 de români. Și poate, da? Și poate pentru, să zicem, 500.000 de români înseamnă cât 2,5% din populația României oficială de 20 de milioane și, dacă avem noroc, pentru 2,5% din populația Europei. Asta este social television. Este o fuziune între vechiul media și noul media, care chiar cu noi sau fără noi se va petrece. Ascultându-vă, mi-e clar că, din punctul nostru de vedere, e absolut firesc ca o instituție de presă să aibă o ideologie proprie. Da, e necesar. De ce? Dar atenție, această ideologie nu trebuie pusă în slujba... De ce trebuie să aibă o ideologie, da? Pentru că trebuie să fie identificat. Și e statistic, da? Sunt instituții de presă, așa zis de dreapta, așa zis de stânga, cu anumite orientări către anumite tipuri de public, dar... În momentul în care îți folosești puterea venită din exprimarea acestei ideologii, pentru că ideologia îți aduce prozeliți, îți aduce fani, îți aduce spectatori, în momentul în care folosești această ideologie și această putere în alte interese, îți încalci mandatul pe care l-ai primit, da? De la, să spunem, Dumnezeu meseriei de jurnalist. Cu cine te-ai putea suprapune? Interesele politice? Devii propagandă și punct. Și atât, da? Că e fake, că e real, e propagandă. Și experiența, viața ne-a arătat foarte clar și toată această complexitate, lume complexă în care trăim în zona comunicării, ne-a arătat că poți să fii foarte de succes cu fake, da? Poți să fii de succes cu propagandă, sigur, dacă ai forță și distribuție, dar nu poți să fii ceea ce este presa, și anume autentic. Autenticitatea, da? Ceea ce unii numesc real news, da? E un termen pe care eu îl văd mult mai puternic și care este această autenticitate, percepția pe care o dai, că ceea ce comunici, ceea ce exprimi, ceea ce susții este autentic, da? Este, ca să zicem așa, eticheta adevăratei prese. Care, iarăși, noi vorbim de presă, folosim un termen de pe vremea presei de tipar scrise. Astăzi putem spune că, nu mai putem să spunem că suntem gazetari, nu mai putem să spunem că suntem ziariști, dar tot spunem că suntem jurnaliști, că parcă s-ar lega cumva cu televiziunea. Sau suntem influenceri. Da, sau am putea spune că suntem influenceri, am putea spune că suntem mediatori, dacă ăsta n-ar fi un termen venit dintr-un univers juridic. Zicem că suntem jurnaliști și știm ce suntem. Reprezentanții celui care, atunci când vrea să spună ceva, spune prin noi, da? Și atunci când vrea să obțină ceva, accesul la o informație, imaginea adevărului, da? Un lucru care este foarte important pentru el,
ne mandatează pe noi. Și noi nu știm asta. Noi avem un contract nescris cu publicul nostru. Presa autentică despre care vorbiți, nu doar în România, ci peste tot în lumea civilizată, duce bătălii crunte cu zona politică pentru supremație. Ca orice tip de putere, vrea să acapareze mai mult teritoriu. O să vorbim imediat cine câștigă în România, în România în 2021, presă versus politic. Dar asta după o scurtă pauză, pentru că între mine și pauza de publicitate, deocamdată câștigă publicitatea. Spuneam și mai devreme că orice putere, puterea politică, vrea să se extindă în detrimentul altei puteri, adică presa. Cum arată acest conflict? Cine e marele câștigător la această oră? În câmpul puterii nu trebuie să fie un câștigător. Trebuie să fie jucători. Adică ai guvernanții, da? Ai justiția, da? Noi nu suntem considerați, ai puterea legislativă, noi presa nu suntem considerați oficial în Constituție că suntem. Nu oficial, ceea doar ce se spune. Se spune că am fi a patra putere, de facto, da? Și ai presa. Important e să existe echilibru ca să poată să fie denumită societatea și să fie acceptată ca societate democratică. În orice moment, un dezechilibru, da? Și evident că unii cred că trebuie să-și asume mai multă putere, în orice moment un dezechilibru poate să producă consecințe pe termen lung și foarte grave. Suntem în echilibru acum? Nu. Nu, nu suntem în echilibru. Și nu suntem în echilibru pentru că la un moment dat niște cetățeni în țara asta au considerat că ei se califică la a avea mai multă putere și ei sunt mai capabili să-și exercite puterea în detrimentul altora. Vis-a-vis de presă au și declarat-o în CSAT în 2010 că presa e o vulnerabilitate la siguranța națională, la securitatea națională. Vedeți, de data asta n-am mai zis-o eu. Da. I-ați adus dumneavoastră în discuție numele lui Traian Băsescu pentru că el a fost autorul. Nu știu dacă numai Traian Băsescu sau cei care au fost în jurul lui. Da? Ați ripostat la momentul respectiv, ați dus da, în Parlamentul violent, României. Foarte violent, violent. Cuvânt greșit, energic, cât am putut, da? Deși nu eram în țară. Eu consider că tot ce s-a întâmplat după aceea în câmpul presei este o crimă. Da? Atâta timp cât niște oameni în universul unei societăți democratice, după regulile stabilite de Constituție, da? Uzurpă puterile uzurpă funcțiile altor puteri și n-a fost cazul numai cu presa. Da? Să zicem, alinierea presei, da? A fost un preambul la preluarea deciziei în justiție. Și noi acum tragem toate ponoasele, da? A 5, 6, 7 ani de societate debalansată care din punctul de vedere al presei a lăsat goluri foarte mari. Da. Pot să vorbesc mai încolo când o să discutăm, dacă o să vrei, despre jurnaliști și cu siguranță aș vrea să vorbim. Cel mai mare gol care s-a petrecut, care a fost produs și care aparent nu deranja pe nimeni, da? A fost alungarea tinerilor din presă. Adică descurajarea celor intrați pe piața muncii. Cine anume i-a alungat? Deciziile politice luate, percepția ei că a fost arestat patronul cu tare sau onerul cu tare sau nu știu care. Nu. Deciziile luate prin intermediul justiției au fost luate împotriva unor instituții de presă și fundamental împotriva libertății presei și ele au subminat echilibrul puterilor în stat, care ulterior s-a văzut ce generează.
Și spuneți că de lehamite, practic, cei mai mulți dintre ziariști în perioada respectivă n-au mai vrut să facă o meserie care nu mai putea fi făcută în mod când onest. Demonizezi, da? Când demonizezi o categorie întreagă, profesională, care e fundamentală pentru existența societății. Nu înseamnă că dacă ai demoniza altă categorie, poate nu atât de importantă, n-ar avea efecte în societate. Dar când demonizezi o întreagă categorie, îi desconsideri și acest tip de acțiune devine practică și filozofie. Noi vedem azi ce se întâmplă, da? Dar asta s-a întâmplat și cu medicii, v-ar putea spune cei care lucrează în breaslă. Exact. Și exact. Cu toate astea n-au dat bir cu fugiții cei mai mulți dintre doctori. N-au lăsat spitalele. Hai să fim serioși. Câți spitale au plecat? Câți medici au plecat? Hai să ne întoarcem puțin la situația asta. Hai să ne întoarcem puțin la situația asta cu să zicem aproape desființarea instituțiilor media. Ea a generat un obicei. Sau de unde pleacă ea? Pleacă, așa cum spuneai, din faptul că politicianul, care are cea mai mare răspundere și cel mai rapid acces și cel mai nerestricționat acces la putere, da? Astăzi poți să fii nimeni cu acte, te înscrii într-un partid și ești sigur că în X ani ai o dregătorie, un job acolo și ți-l negociază Orban. Păi tocmai astăzi Orban s-a exprimat în sprijinul, a salutat această comunitate care suntem jurnaliștii și instituțiile de presă și și-a reînnoit sprijinul lui, da? Păi a și sprijinit o parte dintre redacțiile din asta România. Asta discutăm separat. Hai să vorbim puțin așa. De când n-a mai făcut Orban o conferință de presă? De când sau când a răspuns Orban vreunei solicitări de interviu? Și nu mă refer la Orban, persoana politică Orban, ci mă refer la Orban, prototipul persoanei cu răspundere publică. Da? Noi tot spunem, o să vedem puțin mai încolo, sau dacă ești de acord, aș vrea să punem această întrebare, cartonul cu întrebarea despre o presă slabă, dacă sunt de acord colegii, și iartă-mă, Ioana, o să încep să-ți preia eu funcțiile și am să spun eu întrebări, că am obosit de câte întrebări mi-ai pus și cred că nu e așa un echilibru ca numai tu să pui întrebări și eu să răspund. Hai să vorbim puțin de presă. Am mers pe ideea asta, că s-o doamnă și am întâietat. Da. Zice acest chestionar adresat spectatorilor noștri: o presă slabă vă expune la abuzuri din partea puterii? Și cei care au răspuns, 86% spun da, mă expun, o presă slabă mă expune la abuzuri. Păi eu stau și te întreb. Deși avem o lege a obligației care statuează, cred că 544 da? Din 2001, care statuează obligația unei persoane într-o funcție publică să răspundă la întrebări. Da? Și instituțiile să dea toate datele cerute în termene legale. Păi cine răspund la întrebări? Ăștia din opoziție. Când au ajuns la putere nu-ți mai răspunde nimeni. Decât celui care e de fapt amicul lui. Să zicem așa, dar celui care face parte din cercul lui de influencer, ca să nu zic din cercul lui de influencer, din instituția lui virtuală de propagandă. Da? Păi eu stau și te întreb acum, că tot mi-am asumat funcția de întrebător. Păi nu e asta un abuz dacă o persoană aleasă și care are obligații față de cei care l-au ales refuză să răspundă? Odată. Sau transmite mesaje unilaterale. Hai să scriu ceva pe Facebook și mai am 3 tiriplici angajați care șterg pe toți cei care mă critică. Le spun hateri. Spune-mi cum poate să fie calificat această
acest tip de comportament care, atenție, azi, la prânz Cristoiu vorbea de asta, zicea, domne, în anii 90, când un jurnalist îl întreba pe Iliescu, pe cutare, răspundeau. Și asta s-a întâmplat până prin 2005, da? Chiar și Năstase mai răspundea. Păi acum, zeci, sute, mii de întrebări adresate tuturor celor care reprezintă astăzi clasa politică, cei care ne guvernează și nu numai, da? Rămân fără răspuns sau după ce se expiră cele 30 de zile, primești un răspuns absolut în bășcălie. Da? Eu cred că ăsta e un abuz și de aceea îi spun celui care a scris aici, domne, vreau să fii puternic, că atunci când spune 86% nu vreau o presă slabă, eu îi spun, domne, nici eu nu vreau, domnule, doamnă, nici eu nu vreau și în același timp un mic detaliu. Fac tot ce îmi stă în putință să nu fiu slab, pentru că dacă sunt slab, o să fiu slab ca reprezentant al tău. Te rog. Numeați abuz tipul ăsta de comportament, de a nu răspunde la întrebările presei sau de a răspunde în bășcălie, cum a răspuns Câțu, spre exemplu, săptămâna trecută, întrebat de reporterul Aleph News la conferința de presă de la guvern pe care el a organizat-o, despre când dă cele 500 de milioane de euro fonduri de susținere pentru restaurante, baruri, cafenele. Răspunsul a fost, trebuie să ne vaccinăm și dacă ne vaccinăm, vom deschide aceste business-uri. Am întrebat de mere, am primit răspuns de pere. Dar dincolo de faptul că numim comportamentul ăsta abuz, dincolo de faptul că preferă cei mai mulți dintre politicieni să discute cu social media, care am stabilit, nu e instituție de presă, nu există sancțiune. Deși legea pe care o aminteați, 544, dă niște termene precise, dă niște sancțiuni, au existat câteva procese în instanță, au fost jurnaliști care s-au încăpățânat și au mers până la capăt, dar sunt acțiuni foarte timide și atunci nu pot eu să nu vă întreb cine vine la final să dea cu nuiaua, să-l pedepsească pe Câțu că nu răspunde la timp. Evident, Câțu fiind personajul colectiv. Păi, într-o societate democratică, da? Și uite ce ne spun tot spectatorii, tot cititorii noștri și spectatorii, putem să punem și cartonul ăsta care sunt principalii piloni? Ia uite ce scrie aici. Care sunt principalii piloni pe care se sprijină o presă puternică? Societatea cu tradiție democratică. Pasta n-o bifăm. Da? Nu știu. Acum 30 de ani, Brucan ne-a spus că ne trebuie 20 de ani să învățăm democrația. Eu cred că am învățat-o. A corectat pe patul de moarte. Da. A spus că i-a fost jenă să spună adevărul, se gândea la dublu. Da. Eu cred că o învățăm în fiecare zi. Dar ia cătă spectatorii noștri spun, domne, într-o societate cu tradiție democratică, atunci când jurnalistul întreabă, acel cetățean într-o funcție publică răspunde. Da? Că spuneai că ei ne răspund prin social media. Nu. Ei se duc într-un alt univers, într-un alt teren. Pentru că e safe, da? Acolo, nu-l trage nimeni. Cred de mânecă. Cred că e safe, Facebook nu te mușcă. Pentru că în social media fiecare este o instituție de presă și fiecare este o instituție de propagandă în același timp. Da? Pentru că își exprimă propriul mesaj și cu asta basta. Dar ia vedem ce spune mai departe. Care sunt principalii piloni pe care se sprijină o presă puternică? Trusturi, media, independente, financiar. În toate întrebările pe care le-am pus spectatorilor și cititorilor noștri, avem un răspuns extraordinar de încurajator astăzi, de ziua libertății presei. Ziua libertății presei nu este o zi a libertății pe care, care i-a fost conferită presei de cineva și cu atât mai puțin de vreo clasă politică în vreo țară din lume. Nu, eventual luată. Și avem destule regimuri autoritare, dictatoriale, care oprimă presa, da? Și spectatorii noștri ne spun, domne, am încredere în voi ăștia, trusturi, cum vă numiți, și voi trebuie să fiți independenți financiar, da? Cum poți să fii? E o minune. Discutăm
discutăm mai departe. Și la fel de mult ne spune că tot principalii piloni sunt jurnaliștii profesioniști. Deci la întrebarea ta, ce facem cu acești cetățeni? Da? Răspunsul este keep on moving. Da? Nu ne oprim cât trăim, că de-aia ne-am făcut jurnaliști. Că dacă nu ne făceam, dacă nu vrem să ne facem jurnaliști, da? Să luăm bătaie, să fim înjurați de hateri, da? Să fim considerați vânduți și așa mai departe, cum citim orice exprimare avem în câmpul social media, beneficiază de foarte multe și reușite comentarii. Deci până la urmă, principalii piloni pe care se sprijină o presă puternică sunt jurnaliștii profesioniști 34%, trusturi media independente financiar 25%, adică 60%, și o societate cu tradiție democratică. Da? Ceea ce ne spune, da? Ceea ce ne reamintește de ce spuneam la început. Presa e ca aerul. Când nu-l ai, atunci ai nevoie de el. Presa e bună când ai nevoie de ea. Și spectatorul nostru spune, dom'le, dacă te-ai băgat în treaba asta, eu am încredere în tine. Atâta timp cât mi-ai crescut-o, mi-ai oferit-o, mi-ai cultivat-o și am ajuns să am încredere în tine, am încredere în autoritatea afirmațiilor tale și, bineînțeles, în acuratețea informațiilor pe care mi le dai, că totul pornește de la informație, da? Și eu te susțin că tu trebuie să fii principalul pilon al propriei tale instituții. Adică, pentru mine asta se traduce foarte simplu, Ioana. Da? De ce nu ne dă guvernul? De ce nu ne dă, nu mai știu cine? De ce nu ne dă parlamentul? De ce nu ne dă? Nu ne-a dat și nu o să ne dea nimic. Niciodată. De ce? Pentru că în acest ansamblu, în acest echilibru fragil al unei societăți democratice, politicianul, ca persoană, ca organizație, ca partid sau ca instituție, nu are niciun interes să existe o presă puternică, pentru că acel câine latră. Și mușcă. Da? Și mușcă. E, unde este cu adevărat obligația presei? E nu numai să latre și să muște, da? Și să vadă și să facă tot posibilul. Și asta nu înseamnă decât efort continuu, constanță, obstinație, ca drepturile ei ca putere să fie respectate și ca încălcările împotriva ei să fie amendate. Deci, prin urmare, să nu ne așteptăm că libertatea presei ne-o dă cineva, nu. Ne-o luăm, ne-o susținem, ne-o apărăm noi, ne-o extindem, dacă poți vorbi de o extindere de libertate, da, libertatea e un dat, și nu are cantitate. E sau nu e? Da? Și, că mă întrebai, felul în care un cetățean care abuzează, și nu vorbim acum, vorbim de un politician, că nu e simplu să ne legăm de politicieni, că iau puterea, da? În care, când abuzează, trebuie să găsim mecanisme pentru ca acești cetățeni să nu mai abuzeze, că ce înseamnă aia că îl trag la răspundere? Nu. Să nu mai abuzeze. Păi și cum facem asta? Păi foarte simplu. Foarte simplu. Îl facem de rușine. Da? Îl facem de rușine. Dar n-ați observat ce obraz gros au politicienii? Păi este normal că cu cât e mai... Dar eu nu mă refer numai la politicieni. Da? Mă refer la orice persoană într-o funcție publică. Da? Este o schimbare la față. Paradoxal, e un om normal astăzi de pe stradă, îl pui într-o funcție publică, da? Păi cetățeanul ăsta crede în foarte scurt timp că el e proprietarul, se împroprietărește cu funcția și consideră că el trebuie să funcționeze după principiile interesului personal. Niciodată. E vorba de interesul public. Și atunci există forme prin care îl amendezi pe cetățean, da? Poți să spui, domne, au fost jurnaliști care au reușit.
Da. Nu-mi răspunde azi, îl caut mâine. Nu-mi răspunde mâine, îl caut poimine. Și mai ales, îl avertizez că l-am căutat. Foarte mulți jurnaliști. Asta e aparent e ceva care e o aberație a muncii și activității noastre, care aproape că nu mai e discutată. Dar e o aberație. L-am căutat, știu că nu-mi răspunde, nu-l mai caut. Nu, îl caut și mâine, îl caut și poimine. Îi spun public că l-am căutat și reamintesc că are obligația asta, pentru că astea sunt uneltele mele. Eu n-am alte unelte, da? Eu n-am la dispoziție miliția să mă duc după el, să-l arestez, procurorii. Dar pot să fiu o picătură chinezească. Să fiu o picătură chinezească cu un miliard de chinezi. Până când ne oprim un pic pentru o scurtă pauză de publicitate. Scuză-mă, m-am încins. Ne uităm și mai atent la echilibrul acesta din relația presă-putere. Aș vrea să ne uităm foarte, foarte în detaliu la răspunsurile pe care ne-am primit la chestionarul online legate de încredere. Mie îmi place foarte mult rezultatul acestui chestionar, nu doar pentru că ne plasează pe noi jurnaliștii pe picior de egalitate, aș spune, cu antreprenorii, deci suntem în frunte, dar și pentru că am văzut că politicienii au doar 1% încredere în acest chestionar. Ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, sancțiunea. Mi se pare o formă de sancțiune. Eu când îți spun că nu mai dau 2 bani pe tine, mi se pare că e... Din păcate, nu e reflectată și în echilibru puterilor în România, te rog, în societatea românească. În schimb, nu poți să nu te întrebi cum faci distinția în condițiile în care la noi lucrurile s-au amestecat teribil de mult. Avem patroni de media care fac politică, politicieni care se dau jurnaliști, jurnaliști care sunt fie oameni politici, aveai să descoperi mai târziu, fie servesc interese care nu sunt ale presei, așa cum am stabilit. Și atunci, în toată nebunia asta, că e un ghiveci până la urmă profesional, eu dacă sunt un cetățean de bună credință, cum să mai aleg exact unde investesc încredere? Păi investesc încredere în ăla care se remarcă în relația cu mine. În relația cu mine, da? Pentru că, până la urmă, cursa pentru încredere e o cursă. O cursă în sensul o competiție, nu o cursă de șoareci. Dacă eu operez în câmpul puterii, într-o democrație, trebuie să conving pe cel care votează și nu vorbim numai de votul electoral, votul la alegeri. Da? Și vot de încredere. Da, și votul de încredere trebuie să-l convinc că sunt de încredere, că sunt autentic. Sigur, noi aici, și e bine să repetăm, noi am sondat un grup din societatea românească care sunt cetățeni, cititorii și spectatorii noștri, Alef, Mediafax, Ziarul Financiar, care sunt educați și material suficienți. Când ei îți spun că au încredere în tine, înseamnă că au recunoscut, da, efortul tău de a te relaționa cu ei într-un singur mod. Cum să spun, undele prin care noi comunicăm cu spectatorul nostru și orice persoană care operează în câmpul puterii sunt aceste unde ale încrederii. Și dacă ei recunosc că ăștia suntem, da? Ce facem noi? Ne uităm puțin și vedem politician 1%. Păi, Ionă, e îngrijorător, pentru că în țara asta deciziile care determină viața noastră sunt luate astăzi, din păcate, în foarte mare măsură de politicieni. Inclusiv deciziile care privesc securitatea economică a României. Aici e mult mai grav. Că degeaba ai o încredere în antreprenor când antreprenorul este privat de dreptul lui de a se exprima. Avem un caz foarte clar astăzi. Când spun astăzi, în ultimul an, această mascaradă cu cărciumile. Hai mă, lasă că niște cărciumari nenorociți, fac ei bani. Vorbim de sute de mii de oameni care au rămas pe drumuri.
sute de mii de oameni, păcă, lasă-mă că le dăm ajutor de șomaj. Și industriile conexe. Da. Ei la rândul când lor au spun toată industria asta a ospitalității, au construit o abreviere foarte, foarte rebarbativă, așa, Horeca. Nu, e vorba de sute de mii de oameni și antreprenori. De ce? Că e mai ușor să fii antreprenor în ospitalitate, într-o cârciumă, că nu te-ai născut cu banii acasă și trebuie să-i faci și după aia faci 10 cărciumi și așa mai departe, faci un lanț hotelier și așa mai departe. Da? Păi când ăștia care iau decizia asupra noastră, noi degeaba avem încrederea oamenilor, să zic, încrederea publicului. Dacă nu ne putem exercita, da? În ultimă instanță, o anumită funcție în câmpul puterii. De ce? Am să-ți explic mai târziu, da? Că am vorbit cam mult, te ascult. Totuși, 34% poate să fie acea picătură chinezească despre care ne-ați povestit mai devreme pentru doar 1%. Da, atunci când picătura chinezească este generată de 1 miliard de chinezi. Glumim. Unde este, cum să spun, anomalia foarte, foarte serioasă pe care o citim în tot acest sondaj? Spectatorii noștri, cei care au răspuns, sunt foarte gratulanți cu noi, foarte, foarte generoși. Dom'le, v-am acordat încredere, faceți-vă meseria. Eu m-aș întoarce să-i întreb, dar voi vă faceți? Nu meseria, vă îndepliniți obligația pe care aveți față de societate? Și vă pun două întrebări, atât, da? Antreprenor român, ce instituții de media românești în care aveți încredere ați sprijinit? Odată. Și doi, antreprenori români care foarte, foarte clar, evident reprezentați coloana vertebrală a economiei românești. Nu înseamnă că reprezentați masa. Da? Jumătate din economia românească sunt antreprenori români. Da? De ce lăsați ca 1% din oameni purtătorii de încredere a acestei țări să ia 90% din deciziile care vă privesc viața. Și acest discurs pe care l-am avut cu antreprenori din ziua în care am înființat Ziarul Financiar, da? Continuă. Și aud acela răspuns, Doamne, nu ne băgăm. E treaba guvernului să susțină presa. Și câteodată vine câte unul. Nu, dar nu e vorba de sprijinirea presei aici. Da. Adică nu e vorba de faptul că e o chestiune de patriotism și de spirit de conservare a comunității antreprenoriale, da? Că acești antreprenori care reprezintă 36% din încrederea spectatorilor noștri angajează jumătate din forța de muncă din România, da? Vreo 2 milioane, 2-3 milioane, da? E vorba de altceva. De refuzul lor de a se implica în câmpul puterii. Și atâta timp cât noi nu vom inova, și aici vine presa, încât noi nu vom susține și nu vom inova în societatea românescă felul în care se accede la deciziile politice și în care nu vom încuraja oameni serioși să preia administrarea acestei țări, da? Suntem unde suntem. Avem sentimentul că presa nu e puternică. Nu, presa nu e puternică pentru că nu se simte puternică. Când vrea să se simtă puternică, e puternică. Da, presa română este subfinanțată, aș zice, intenționat. De ce? Poate moare și-o... Păi dacă eu te urăsc pe tine, că tu mă dai în gât, că nu știu ce am făcut, că mă critici, că nu-s frumos, da? Că nu vorbesc cu tine, da? Păi de ce când eu am acces la bani, am acces la legislație, care generează bani,
De ce să nu folosesc banii în interesul meu? Cum? Păi ia uite că s-a lăudat domnul Vorban astăzi pe Facebook, da? Ia uite ce fapte mari am făcut eu anul trecut. Ce-a dat o șpagă de 4 milioane de lei pe lună, vreo 7-80 luni, spunând că e o măsură în sprijinul presei. N-a fost nicio măsură în sprijinul presei. Oficial, da? Și-au plătit campania de comunicare pentru nu, COVID. Nu, campania de comunicare a fost o bătaie de joc și o fraudă. Punct. Da? Ca să nu intre în vreun DNA într-o zi, da? Au trecut-o în Parlament și au făcut o lege. Nu știu ce se mai poate face după aia. Dar dacă atunci acești oameni ar fi fost măcar de bună credință, nu înțelepți, măcar de bună credință, da? În primul rând că poate era mult mai bine ca banii ăștia să meargă la ATI-uri. Da? Dădeai 4 milioane pe lună de lei, cred că atâta s-au dat. Mai făceai câteva paturi de ATI și nu mai auzeai pe tot felul de impostori cum se laudă că fac ei paturi de azi pe mâine. Dar în ultimele 400 de zile ce ai făcut? Dar spun așa, dacă cu adevărat vrei să ajuți presa pe care o saluți azi, mulțumesc, domnul Orban, mulțumesc, da, că ți-ai amintit de noi. Și nu să-ți ajuți prietenii din presă sau aia pe care vrei să-i cumperi. Scurt, deci a fost o mită. Da? Clară. O mită clară. Guvernamentală. Clară, nu. Mită a guvernului Orban. Da? Simplu. Și-au dat o lege a legea stării de urgență, puteau să facă orice cu banii și au făcut. Da? Și ce au făcut? Vrei să sprijini? Vrei să sprijini presa? Foarte bine. Da? Era o singură regulă. Practic, două, da, una venea din cealaltă. Câți angajați ai, Ioana Răduca? Ce ai tu? Un site, da? Câți angajați? Ai trei, da? Păi uite, îți dau atâta din bani ca să-i ții în viață pe amărâții ăștia, da? Și îți mai dau la fiecare angajat, nu încă atâta. Și, ce spuneam, a doua măsură care era subordonată ăstea, dacă mi-arăți că investești în trainingul lor și că iei copii tineri sau pe oricine, da? Și faci jurnaliști, nu mă interesează. Dar fă-i jurnaliști cu respectarea deontologiei profesionale. Da, uite, îți mai dau niște bani. Mai e ceva mai rău decât politicienii. Felul în care curge timpul. Nu avem, cum să ne luptăm cu el. 30 de secunde. Și după ce ați creionat tot acest tablou, nu i-a spune foarte plăcut, al realității în care ne aflăm, aș vrea să ne spuneți de ce mai credeți că poate reuși un proiect ca Aleph News să facă alt fel de presă? Pentru mine nu există în viață decât proiecte reușite. Eu nu-mi imaginez un proiect care să eșueze și până acum nu mi s-a întâmplat. Și n-am niciun motiv să cred că acest proiect, care este o ipostază a unei instituții media a secolului 21, a anilor 20 din secolul 21, nu va reuși. Nu e niciun fel, n-am niciun fel de dubiu că nu va reuși. Dacă e greu, e foarte greu. Da? Dar de aia ne-am apucat. Că dacă era ușor, se apucau alții care sunt în spatele nostru, da? Și care au copiat din vechile mele proiecte ce au reușit ei. Acum asta e un proiect nou. Principala lui calitate este că nu poate să fie copiat o vreme. Da? Așa cum mașina Tesla, nu mă compar eu cu Elon Musk, da? El operează în alte industrie și așa cum mașina Tesla e foarte greu de copiat și de mari producători de automobile care au vreo 5-10 ani în urma lui Elon Musk. Deci omul s-a ocupat din timp, a avut viziunea, a făcut ce trebuie să facă, a avut un lucru pe care noi nu-l avem, Ioana. Sprijin financiar, da? Sau resurse financiare. Noi trebuie să ducem acest proiect la succes, investim mai mult din energia noastră. Deci de asta nu plecați în vacanță, liniștit într-o insulă exotică și vă încăpățânați cu un proiect în care n-are încredere toată lumea. Eu am încredere în acest proiect, da?
Și la fel cum am încredere în România. O să spui, ce te apuci acum să vorbești de România? Păi totuși, noi facem media pentru români în limba română. Cum să n-am încredere în România? Da? Am încredere în puterea presei? Da. Câtă va fi puterea presei? Câtă va dori și va putea presa să impună. Nu nici mai mult, nici mai puțin. Lucru, însă cel mai important, este darul extraordinar pe care noi l-am primit. Și pe care, cu ocazia asta, că ăsta e motivul pentru care m-am invitat eu așa, ca să nu zic că m-ai invitat tu, că nu-i frumos ca doamnele să invite cetățenii, da? Ei, acum, m-am invitat să vorbesc. Noi de două zile vorbim de ideea de sacrificiu, da? Că suntem mai religioși, mai puțin religioși, da? Păi noi am primit libertatea, Ioana. Noi am primit-o. De la cine? De la cei care s-au sacrificat. Au vrut ei să se sacrifice? Cred că nu. Ar fi vrut și ei libertatea asta. Dar uite că la un moment dat în istoria acestei țări, unii s-au sacrificat, a trebuit, au murit, alții am rămas. Și atunci ține de fiecare dintre noi, în fiecare zi a vieții noastre, să nu ne batem joc de ceea ce am primit, de acest cadou frumos care se cheamă libertate. În primul rând, libertate de expresie. Să nu ne batem joc noi de legitimațiile noastre, iar voi să nu vă bateți joc de timpul pe care îl aveți, risipindu-l cu fake news și cu fake press.